Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia berbec, astăzi vreau să facem berbec pentru luna august. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem, dragul meu berbec august. Începeți cu o luptă și sunteți încrezători că veți reuși. Posibilitățile și detașarea la mijlocul lunii. Iar la sfârșitul lunii aveți armonia și răbdarea. La capătul setului de cărți aveți intensitatea. Veți trăi la intensitate maximă, dragilor. Va fi ca o aventură a vieții voastre această lună. Haideți să vedem și de aici câte o clarificare pentru fiecare carte. Lupta vine cu un 8 de spade. Ieșiți, dragilor, vă luptați cu dumneavoastră să ieșiți dintr-un blocaj. Aveți încredere că veți desconspira, veți descoperi toate secretele. Încrederea vine cu luna. Posibilitățile vine cu 10, vin cu 10 de monede. Detașarea. Vă detașați, dragilor. Și vine cu hierofantul. Vă detașați de cutumele societății și de tot ce nu v-a făcut bine până acum. Armonia vine cu temperanța. Iar răbdarea vine cu pajul de monede. La capătul setului de cărți aveți 8 de cupe, intensitatea. Plecați și veți simți acest lucru foarte important. Haideți să vedem, dragilor. Aici are loc o transformare în această lună. Vă luați viața în propriile mâini și aveți încredere că puteți ieși din acest blocaj. Acest blocaj 8 de spade v-a ținut mult timp închiși într-o credință care nu era a dumneavoastră. Aici aveți luna, vă veți da seama. Aici este o bufniță. Bufnița este foarte înțeleaptă și ia foarte bine deciziile și decideți să vă dați propriile bătălii în această lună. Veți ieși de pe un tărâm care este foarte bine cunoscut, care v-a adus multă întristare și multă suferință și plecați. Vă deblocați. Aici aveți lupta și 8 de spade. Luptați pentru ce este al dumneavoastră, dragilor, și bine faceți. Cu toții suntem liberi, ne naștem liberi și trebuie să trăim liberi. Nu ne poate nimeni constrânge atâta timp cât noi nu permitem. Aici aveți încrederea și dacă aveți încredere că această ieșire din aceste constrângeri vă va reuși, veți reuși. Veți afla foarte multe lucruri. Lucruri care nu vă vor face multă plăcere și care au fost ascunse intenționat de dumneavoastră, poate ani la rând. Aici luna vă deschide intuiția și veți ști exact în care parte să mergeți. Și la sfârșit veți decide repede să plecați din această situație. Posibilitățile. Aveți posibilitatea, dragilor, în această lună să vă deblocați planul financiar. Aici vine un câștig foarte mare. 10 de monede este cartea familiei împlinite, stabile și cartea care vă anunță că vă stabilizați. Veți avea căldură în căminul dumneavoastră, în noile relații pe care vi le veți face sau în relația pe care o aveți. Vine cu multă stabilitate această lună. Aveți posibilitatea să vă creați acel cămin pe care vi-l doriți.
Această lună august este foarte bună pentru dumneavoastră. Vă detașați, dragilor, vă detașați de tot ce nu este al dumneavoastră. Toate acele credințe învechite care vi s-au inoculat, cu care ați fost învățați să trăiți ani la rând. Întrebați-vă care sunt ale dumneavoastră, care sunt ale societății, care sunt ale persoanelor pe lângă care ați trăit. Aici aveți hierofantul și detașarea. Vă detașați de tot ce nu aveți nevoie. Și bine faceți, păstrați în dumneavoastră doar lucrurile benefice pentru propria persoană. La sfârșitul acestei luni, începutul lui septembrie, vine armonia. Armonia vine cu această carte a echilibrului. Armonia va aduce înțelegerea, înțelepciunea și deschiderea pentru o nouă etapă fericită din viața dumneavoastră. Pe orice plan ați dori, vine echilibru, vine temperanța, care, vedeți cât este de frumoasă această carte, este abundență, trandafirii sunt înfloriți. Aici are, ține în mână această prințesă o flacără, este ghidată corect, este bună, este frumoasă, este armonie, este pace. Sfârșitul lunii august vă găsește foarte liniștiți și foarte înțelepți. Aici aveți răbdare. Dragilor, ați avut răbdarea, răbdarea s-a încheiat. Răbdarea, vedeți aici toate ciclurile lunare, ați avut multă răbdare până să vă faceți curaj să plecați la luptă. Acum este lupta dumneavoastră să ieșiți din aceste constrângeri, din aceste credințe care nu sunt ale dumneavoastră. Când lupta este a dumneavoastră, mergeți spre câștig și veți câștiga. Cum veți lupta? Cu armele celorlalți. Aici pajul de monede deblochează toate energiile, toate căile vă sunt deschise. Atâta timp cât vă puneți în univers o intenție benefică, plăcută legilor universale, tot universul vă ajută. Ați avut multă răbdare până ați luat această decizie, dar acum hotărâți că este momentul să plecați. Întreaga citire este încununată de aceste două cărți, Intensitatea și 8 de cupe. 8 de cupe este o plecare dintr-o situație din care nu vă alungă nimeni, din care v-ați săturat să stați în același blocaj, în aceleași lucruri, în aceleași constrângeri, în aceleași condiționări. Aici se vede condiționarea, ați stat condiționați, ați stat legați și atașați de anumite persoane care v-au băgat în acest 8 de spade. Ați permis, dragilor, ați permis lucruri care acum vi se relevă, vi se arată, pe care le veți descoperi, lucruri care au fost ținute departe de dumneavoastră. Acele lucruri v-au condiționat, v-au adus într-o stare în care nu v-ați simțit bine. Aveți încredere. Vedeți câtă încredere are acest om care zboară în înaltul cerului senin. Are încredere deplină că totul îi reușește și că el poate zbura și zboară. Este foarte frumos. Repede, în această lună, veți pleca din aceste constrângeri, din aceste condiționări și veți merge mai departe. Aici aveți creatorul, următoarea carte. Știți spre ce vă îndreptați, știți spre ce mergeți. Dragii mei berbeci, dragul meu berbec, ai o etalare foarte frumoasă. Aici, în această lună, mergi mai departe. Aici îți conștientizezi propriile valori și propria menire. Ai posibilități nelimitate. Aici toate planurile se pot debloca. Temperanța va aduce echilibru, vă detașați, aici plecați, plecați dintr-o situație care nu v-a adus beneficii. Chiar dacă trebuie să renunțați la unele lucruri, acceptați-le că așa s-au întâmplat, așa a trebuit să se întâmple ca să puteți să evoluați, să vedeți toate aceste lucruri
iertați-le și lăsați-le să aparțină trecutului și o să vedeți cât de frumos veți înflori, mergând mai departe, detașați de toate aceste probleme, de toate aceste situații, veți vibra înalt, veți vibra frumos și se instalează armonia. Este o lună foarte benefică, dragii mei berbeci, atâta timp cât știți cum să vă detașați frumos. Plecați pentru că nu vă alungă nimeni, plecați pentru că doriți și pentru că știți că la capătul drumului vă așteaptă ceva mult mai frumos și benefic pentru propria persoană. Haideți să vedem și de aici o carte și aveți transformarea. Aici plecați spre visul vostru, vă transformați, v-ați regăsit valorile, v-ați redescoperit iubirea de sine, sufletul, vedeți această doamnă cu câtă grijă și cu câtă empatie și compasiune și iubire ține și privește această comoară, aici este sufletul dumneavoastră de care aveți grijă acum, pe care îl priviți, vă uitați adânc în interiorul dumneavoastră și aveți grijă de el. Este o lună nouă, începe transformarea, vă transformați la 180 de grade și vă luați un nou început bine meritat. Plecați spre ape mai limpezi, spre o viață mai simplă, mai ușoară și mai benefică, spre temperanța, spre armonie, spre echilibru. Aici lăsați în urmă, dragilor, toate furtunile. Aici aveți câmpii furtunoase. Aici lăsați în urmă aceste furtuni care v-au adus în momentul în care să doriți să vă detașați. Probabil ați ajuns în punctul în care v-ați dat seama că așa nu se mai poate și trebuie să faceți o schimbare. Schimbarea va fi radicală. Aveți curajul, aveți încrederea și luptați pentru ce este al dumneavoastră, pentru dreptul dumneavoastră la fericire. Cu toții ne naștem cu acest drept, să fim iubiți, să fim fericiți, să fim liberi. Lăsați în urmă furtunile, lăsați în urmă tot ce nu vă mai este benefic și plecați cu sufletul dumneavoastră curat spre un nou început benefic. Vă iubesc, dragii mei berbeci, vă doresc o lună august minunată, așa cum am văzut-o eu aici. Vă îmbrățișez cu drag și ne mai auzim. Vă pup, pa, pa!